Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Azi în Brașov am zis că poate n-ar fi rău să facem un pic de politică. Sigur, gradele de afară se pot transfera ușor și în politică. Gabriela Urse, președintele Partidului Națiune Oameni Împreună, noi, și Cătălin Spătaru, membru fondator al aceluiași partid. Bun găsit, doamnă, bun găsit, domnule! Bun găsit! Transmit gândul meu bun atât dumneavoastră cât și telespectatorilor dumneavoastră. Bun găsit! Bun. Ia să vedem, noi! Începem cu Națiune. Națiunea Română, nu? Națiunea Română, categoric. Împreună? Împreună toți oamenii acestei țări, toată națiunea, împreună, să creăm o alternativă pentru binele României. Și asta cu oamenii e subînțeleasă deja, nici nu mai intră în discuție. Națiunea Cătălin, este formată din oameni. Corect. Și pentru oameni, că așa zicem. Sigur. Toți politicienii spun lucrul ăsta. Noi suntem oameni și muncim pentru oameni. Cătălin, 27 de ani politică. Într-adevăr. Cum e treaba? Într-adevăr sunt tânăr, știu că tinerii din ziua de azi fug de politică și nu mai au încredere, mai ales văzând țara încotro merge și neavând alternative, încearcă să iasă din această zonă și să stea deoparte de acest domeniu politică, dar eu îmi doresc să mă implic și din această cauză, împreună cu colegii mei, am format acest partid, Națiune Oameni Împreună. Am înțeles. Un partid nou întotdeauna naște, ce știu eu, sentimente noi. Oamenii obișnuiți se uită la oamenii politici ca la niște persoane situate undeva mai sus și încearcă să-și dea seama dacă respectivele persoane sau respectivul partid ar putea ajuta cu ceva. Spectru politic, țara, până la urmă oameni. Gabriela Urse, ce își propune acest partid, de fapt? Acest partid își propune să găsească soluții pentru toți cei care sunt nehotărâți și nu doresc să mai participe la actul politic. Actul politic însemnând cel prin care politicienii își exercită funcțiile pentru care au fost trimiși în legislativele locale și naționale. Și de asemenea, politica înseamnă a face pentru oameni. Și omul, românul, trebuie să înțeleagă că fără implicare și fără asumare și fără responsabilizarea comunităților și a întregii națiuni, nu vom putea să avansăm, nu vom putea da națiunii ceea ce își dorește și anume legi coerente, stabile, stabilitate economică, stabilitate socială și de asemenea politicienii onești. Este un moment pentru mine o provocare, având în vedere faptul că eu am făcut politică la nivel local. Am încercat cu modestie să respect comunitatea, să fac lucruri pentru oameni, să-i ajut. Am avut inițiative corecte pentru comunitatea mea. Am avut o perioadă în care mi-am dorit să stau liniștită, să mă ocup de familia mea, de business-ul meu, de copiii mei, dumneavoastră știți, care sunt activitățile mele caritabile. Dar la propunerea acestor domni care nu au făcut politică și sunt decis să se implice, am acceptat. Îmi doresc să-i ajut pentru că eu am experiență politică, nu una foarte, foarte mare, dar o am. Încerc să-i ajut și împreună să creionăm programe pentru comunitatea din Brașov și la nivel național
echipa Partidului Național Oameni Împreună să creioneze un program de guvernare pe măsura nevoilor poporului român. Deci sunt oameni, nu știu, ca și Gabriela Urse, care au făcut politică la un anumit nivel, da, așa cum spuneai. Sunt oameni care au făcut și politică la un alt nivel, pentru că Viorica Dăncilă văd că este cea care conduce destinele acestui partid. Da, doamna premier Viorica Dăncilă este președintele Partidului Națiune Oameni Împreună. Nu conduce doar dânsa acest partid, conduce alături de echipa de la București, de, alături de cei 5 membri fondatori și, bineînțeles, alături de președinții organizațiilor și filialelor din țară. Deci este o conducere la început de drum, să zicem, care încearcă să găsească cele mai bune soluții pentru un partid, mă repet, nou. Se lucrează la programul economic, la programul de guvernare. Sunt implicate foarte multe persoane care au experiență. Nu în politică, în domeniile de activitate, expertiza este foarte, foarte importantă. Se va prezenta un program guvernamental cu alternative corecte. Fiecare proiect va fi susținut de tot ceea ce înseamnă logistică, de unde se vor obține finanțările, cum se va implementa proiectul respectiv, unde se va ajunge și care este termenul și finalitatea acestuia. Este foarte important să venim în fața oamenilor, a românilor, cu un program de guvernare coerent, stabil, program pe care să-l construiască și să-l realizeze oameni care au avut acces la funcții și demnități în această țară, oameni care sunt buni români și care își doresc cu adevărat să finalizeze ceea ce au propus electoratului la momentul prezentării mandatului. Da, sună interesant. Toate lucrurile pe care le spun politicienii la un moment dat sună interesant, dar cu siguranță oamenii cred eu că așteaptă exact ceea ce spuneați dumneavoastră la început. O alternativă. Poate fi noi o alternativă, Cătălin Spătaru? Cu siguranță asta ne-am și propus încă de la începutul drumului, noi să fim o alternativă, pentru că ne dorim o politică altfel. O politică bazată pe respect, o politică fără scandal. Dacă ne uităm acum ce este în Parlamentul României, ne nemulțumește și de aceea noi am pornit pe acest drum pentru a aduce o alternativă, printr-o politică altfel a bunului simț. Da, acum mă gândeam că, mă rog, apropo de bunul simț, merg oare, sau este posibil să meargă oare politica și bunul simț împreună? Pentru că noi, nu de acum, de după Revoluție, din 89, din 90 încoace, ci și înainte. Știm și din perioada interbelică, știm și din perioada comunistă. Politica și bunul simț nu au făcut casă bună întotdeauna. Politica și bunul simț n-au făcut casă bună împreună de-a lungul istoriei și prezentul ne confirmă acest lucru, datorită faptului că, în general, promitem și nu ne ținem de promisiunile pe care le facem. Exact. Acesta este un adevăr. Motiv pentru care cred că s-a și înființat acest partid din dorința membrilor fondatori și a membrilor de partid, a celor care au aderat la această idee și această formațiune politică de a fi coerenți. Ne dorim o politică a consensului, a echipei. În acest moment, în politică nu există consens. De cele mai multe ori și întotdeauna am punctat acest aspect. A
atunci când depui jurământul pe Biblie, juri în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, că vei face, îți vei îndeplini mandatul și promisiunile pentru care electoratul te trimite în Parlament sau în administrațiile locale. Nu juri cu mâna pe Biblie că vei sluji un anumit președinte sau doar o formațiune politică. Jurământul este în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu. Dacă avem credință, trebuie să respectăm jurământul. Pe care corect, absolut corect. Dar ajungem într-un moment, ajungem într-un moment când suntem în Parlament, de exemplu, partidul, mă rog, noi am jurat că slujim poporul, da? Partidul vine cu o anumită direcție. Slujirea poporului, din punctul meu de vedere, este la momentul ăla pusă la îndoială și toată lumea ridică mâna și votează, pentru că dacă nu, te paște primejdia, ca să nu folosesc un alt termen. Evident că te paște primejdia, dar de asemenea consensul și spiritul de echipă a fi lucrativ împreună cu toți ceilalți coechipieri. Trebuie să ajungem la ideea comună, cea bună, proiectul cel bun, legea bună pe care trebuie să o votăm. Nici de cum să începem să ne războim, să ne supărăm, să ne luăm jucările și să plecăm, părăsim Parlamentul, ne retragem din sală, nu mai votăm, atât în Parlament cât și în administrațiile locale, pentru că, vedem, acest lucru se întâmplă astăzi și s-a întâmplat dintotdeauna. Consensul este foarte important, profesionalismul este foarte important. Avem nevoie de reprezentanți naționali care să conștientizeze problemele cu care ne confruntăm astăzi. Am trecut în o perioadă de 2 ani printr-o criză sanitară, pandemia. Acum avem o stare de conflict la granițele României. De război, mai bine, pe înțelesul oamenilor. Acest război ne afectează din punct de vedere economic pe noi și pe partenerii noștri, europeni. Avem nevoie de minți luminate și suflete deschise care să trăiască și să muncească, să gândească pentru poporul român. Este foarte bine că îi sprijinim pe refugiații din Ucraina. Dar trebuie să ne gândim cu maximă responsabilitate la ceea ce vom face în următoarea perioadă pentru noi, pentru români. Ne vom confrunta cu o criză economică, nici nu știu cum să o cataloghez, dar dimensiuni inimaginabile, cum nu cred că s-a mai întâmplat până acum. De asemenea, o criză economică atrage după ea și probleme sociale, criză socială, criză în educație și sanitară. Atunci când nu avem bani, oamenii și nu avem perspective, oamenii înnebunesc, ia dreptul. Nu știu încotro să o ia, să o apuce. Asta se întâmplă astăzi cu românii. Nu mai au curajul să vorbească românii, sunt copleșiți de problemele cu care se confruntă, costurile coșului zilnic cresc, prețurile la energie și la utilități cresc, prețul la combustibil crește ca tot frumos într-o zi cât altul în 10 și noi ne cam certăm, din păcate, noi politicienii, cei care conduc. Când spun noi, având în vedere că și noi suntem un partid politic, trebuie să ne aducem aportul la securitatea, siguranța și bunăstarea poporului român. Da, probabil că ar putea fi asta o variantă cu oameni tineri care să fie ajutați, să zicem, de persoane cu experiență în politică, dar care să aibă totuși abordare diferită. Și aici l-aș întreba pe Cătălin dacă el crede că e posibil așa ceva. Cu siguranță este posibil. În următoarea perioadă veți cunoaște mai mulți membri ai Partidului Națiune Oameni Împreună și vă veți convinge că suntem diferiți față de politicienii actuali, prin modul cum suntem noi, prin abordarea noastră și prin ceea ce ne dorim să facem pentru țară. La fel ca mine, toți tinerii au idei bune și cred că trebuie promovați și trebuie susținuți
pentru a face și parte din această lume a politicii. Da, apropo de politică și de schimbări, mă gândeam acum că e absolut normal să te gândești. Eu personal am întâlnit-o pe Viorica Dăncilă, am avut o emisiune pe care am, mă rog, am dezvoltat-o, să zicem așa, împreună. Sigur, în 30 de minute greu îți faci o impresie corectă despre un om. Mie însă mi-a făcut o impresie destul de bună versus ceea ce vedeam pe la televizor versus ce apărea în mass media sau pe rețelele de socializare. Cu toate astea, nu știu, și aici poate mă ajutați voi să înțeleg, nu știu dacă un politician care a trecut printr-o funcție, așa cum a fost cea a doamnei Dăncilă, de premier al României, prima femeie premier, n-am mai auzit în România, nu cred că a mai fost niciodată o femeie premier, dar prima femeie premier din România, și m-am gândit la ceilalți premieri care de-a lungul timpului au activat sau au avut o activitate politică, după care unii au dispărut, alții, să zicem, genul Emil Boc, au mai rămas pe undeva pe acolo, pe la Cluj, într-o funcție bună, primar, plecase din acea funcție și s-a întors. Nu știu, poate și Iohannis o să se întoarcă primar la Sibiu, nu știu. Dacă nu, cumva, și asta politicienii mai știu, o să facă schimb de locuri cu Joana. Dar asta e o altă poveste și mai discutăm noi la momentul potrivit. Dar mă refer strict la un politician care s-a erodat într-o funcție de conducere extrem, extrem de înaltă. Este posibil ca Viorica Dăncilă să revină și să revină cu un partid care să aibă și niște șanse în alegeri și așa mai departe? Dată fiind conjunctura și pentru că eu am fost președinta Organizației de Femei la PSD, doamna Dăncilă a fost președinta Organizației Naționale de Femei PSD, a fost două mandate europarlamentar și de asemenea premierul României. Îmi permit să vă răspund că și sunt foarte convinsă când spun că Viorica Dăncilă nu s-a erodat. Viorica Dăncilă este o bună româncă, este o luptătoare și a făcut treaba în funcția de premier al României și a încasat cu demnitate toate jignirile la care a fost supusă. Pentru Brașov, la momentul respectiv, Viorica Dăncilă a făcut foarte multe lucruri. A ajutat Brașovul în multe proiecte. A fost primul guvern care a finanțat aeroportul de la Brașov, a avizat și a finanțat de asemenea spitalul regional, deși primăria Brașov nu era condusă de PSD. Este un om de echipă, este un om onest, foarte muncitoare și trăiește românește. Nu face diferență între partide, între culorile politice, între doctrine și a dorit, cât a fost premier, să implementeze cât mai multe proiecte și să ajute toate comunitățile locale. Acum noi știm, da? Și dumneavoastră știți și eu știu, că doamnele în politică, pe lângă lupta de idei, mai au de dus niște lupte. În primul rând, cu domnii din politică, domni care nu întotdeauna se lasă, să zic așa, influențați de faptul că în fața lor, într-un dialog, au o doamnă. Evident, și atunci, încă nu am depășit această stare. Mentalitate. Motiv pentru care doamna Dăncilă, împreună cu colegii mei, au, cum să spun, decis să dea șanse femeilor. 50% din componența tuturor organizațiilor și a biroului național este format din femei, ceea ce dă speranță femeilor că vor fi respectate și locul lor se va găsi acolo unde trebuie, se vor regăsi în programul acestui partid și toate femeile, toți bărbații, toată lumea, toți oamenii
toată națiunea are acces la politică prin intermediul acestui partid. Indiferent de gen, de pregătire, pentru că de cele mai multe ori și în special în ultimii ani au fost îndepărtați oamenii cu experiență, oamenii care au făcut ceva pentru comunitățile lor și au luat locul acestora persoane care nu au avut acces la actul administrativ sau legislativ. Și vedem că astăzi ne confruntăm cu probleme care, într-o ordine corectă și într-un respect, ar fi putut să se transforme în bunăstare pentru poporul român, pentru națiunea noastră, eliminând persoanele cu experiență, persoanele în vârstă, da? Care au căpătat de-a lungul anilor pregătirea și expertiza necesară pentru a elabora proiecte, au fost îndepărtați. Îi admir pe toți cei care au avut curajul și au determinarea de a face lucruri pentru această țară, dar va trebui să ne întoarcem privirea un pic în spate și să conștientizăm că avem nevoie de egalitate de gen, egalitate de vârste și egalitate socioprofesională, reprezentare pe toate palierele. Da, din păcate, aici lucrurile nu stau bine. Nu stau bine deloc în România și există și o luptă, dacă vreți, intensă între generații, ceea ce este până la urmă absolut normal. Important este însă, sau importantă este alegerea armelor cu care duci această luptă. Pentru că dacă duci o luptă doar pe principiu ăsta e bătrân, trebuie să dispară, sau ăsta este tânăr, n-are de ce să intre în zonă, atunci suntem pierduți noi ca nație. Sigur ar trebui să apreciem dacă un om, un individ până la urmă, femeie, bărbat, nu contează, a făcut niște lucruri bune, să vedem dacă acele lucruri sunt într-adevăr valabile pe termen lung și să ne folosim de ele. Dacă nu, pe criteriul ăsta al meritocrației, dacă vreți, da, să renunțăm la persoana respectivă, însă noi renunțăm la anumiți oameni exact așa cum spuneați, doar pe criterii politice, de vârstă, de sex și așa mai departe, ceea ce nu este până la urmă corect. Cătălin, poate schimba ceva la acest capitol generația tânără de politicieni? Adică ar putea ei să vină, să iasă în față fără să aibă atitudinea aia de, nu știu cum să zic, lupii tineri? Da, consider că generația tânără poate schimba această mentalitate. Noi, tinerii, ar trebui să fim alături de cei care au experiență, să învățăm de la ei și împreună să construim lucruri bune pentru România, pentru cei din jurul nostru și să ne dăm seama că nu putem funcționa singuri, funcționăm doar împreună și cu siguranță se va schimba și această mentalitate, dar oamenii au nevoie de modele. Noi avem tinerii nevoie de modele, de oameni care pot conecta aceste generații și depinde și în ce direcție privim. Unii tineri au început și încep să fie alături de oameni cu mai multă experiență și cu siguranță aceste lucruri se vor schimba, dar ușor, ușor. Da, din păcate, unii ar putea gândi că prea ușor, prea lent, ușor în sens de lent. Pe rețelele de socializare apare un eveniment, duminică 3 iulie, Marșul Păcii. Pace și prietenie. Pentru că discutam mai înainte despre armele cu care abordez anumite situații, noi nu ne dorim războiul. Dorim consensul atât în politică cât și în viețile noastre și am pornit, suntem primul partid politic care pledează pentru pace și organizăm aceste marșuri pentru pace în cât mai multe orașe din România. În 12 iunie am fost la Sibiu și la Cluj, iar în 3 iulie, duminică, la Brașov, am organizat Marșul Păcii și
Îi așteptăm pe cât mai mulți brașoveni alături de noi. Este un marș pașnic în care vom transmite doar mesaje de pace, de unitate, unitate și consolidare între toate națiunile Pământului și vom transmite un mesaj, o atenționare către toți factorii decidenți care ne pot asigura nouă pacea. Pacea este un deziderat fundamental prin care se poate construi o lume întreagă. În jurul păcii se creează vise, se organizează generații, este cel mai important motiv pentru care noi ne-am născut și trebuie să trăim pe acest pământ cu, în pace, cu liniște, cu compasiune, cu iubire față de semeni. Da, asta ar putea să sune într-un fel. Îmi aminte de niște marșuri de-astea de pe vremuri și mai pentru pace, pentru nu știu ce, dar având în vedere contextul actual european, cred că se potrivește destul de bine, zic eu, un marș pentru pace. De o Europa unită și de minți limpezi care să decidă soarta Europei. Și de asemenea, mințile limpezi sunt la Madrid, acum am văzut, nu știu. Da, mințile limpezi sunt la Madrid. Noi le dorim să le dea Dumnezeu gândul bun și inima trezită, curată, pentru a lua cele mai multe decizii pentru siguranța oamenilor și a generațiilor care vor veni după noi. Pentru că un război amprentează generații, multe generații la rând și cred că este cazul să găsim soluțiile care să ne oferă nouă pace, confortul păcii, confortul calității vieții și a liniștii planetei. Este foarte important să ni se alăture cât mai mulți brașoveni, pentru că acest mesaj de pace și marșul la Brașov l-am organizat și cu gândul la comunitatea mare de ucrainieni, de refugiați ucrainieni pe care noi o avem la Brașov. Sunt, cred că, mai mult de 3.000 de refugiați. Practic, o comunitate mică într-o comunitate mare. Îi așteptăm și pe dânsii alături de noi și pe dumneavoastră, pe toți oamenii care doresc să trăiască în pace. Mulțumim frumos, Gabriela Urse, președintele noului partid Națiune Oameni Împreună, Cătălin Spătaru, membru fondator al partidului Națiune Oameni Împreună de la Brașov. Vă mulțumesc frumos. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Anghiță. După amiază plăcută, o seară plăcută tuturor. Rămâneți alături de RTT.